Premierul Victor Ponta i-a mulțumit cu această ocazie lui Jerome Oliv pentru modul exemplar în care a condus compania și pentru că sub conducerea acestuia Dacia a devenit cel mai puternic agent economic din regiune și cel mai important exportator al țării. De asemenea, prim-ministrul i-a urat mult succes noului conducător și a spus că nu va avea o misiune ușoară, aceea de a egala performanțele deosebite ale fostei conduceri. În cadrul întâlnirii, ce a avut un caracter confidențial, au fost discutate obiectivele strategice ale uzinei în următoarea perioadă. Victor Ponta le-a mărturisit participanților la eveniment că uzinele Dacia Renault și Ford reprezintă două companii apropiate sufletului său. Consilierul onorific al prim-ministrului Victor Ponta pe probleme de transport și industrie, auto, chestorul Mircea Drăghici, s-a declarat onorat că a avut ocazia să participe la reuniune și a precizat că a fost impresionant de faptul că noul conducător, deși a stat doar pentru o perioadă de doi ani în România, și-a însușit destul de bine limba română. Deputatul Argeșan va continua să facă echipa alături de ministrul Rovana Plumb pentru a dovedi companiilor din domeniul industriei auto că Guvernul este un partener de încredere prin promovarea programelor guvernamentale de sprijin a producătorilor auto-autohtoni.